Rizav Riders, bine v-am găsit la un nou ATV vlog. După o perioadă din asta mare de pauză, a venit și momentul de eliberare. Diferențiale, frate, nu știu ce faci pe aici. Acolo, că n-am, acolo n-am urcat, n-am urcat, dar de coborât am coborât. Libertatea pe care ți-o dă în momentul de față un ATV. Mamă, deși dacă nu știi să te urci cu el, dacă nu simți accelerația, te-ai dus pe... Ia să vedem. Mergem pe aici.
Îl lăs așa un pic să se răcească. Asta da urcare. Oada urât s-a făcut, deci fără diferențiale, frate. Nu știu ce faci pe aici. Acolo ce faci, frate? Ia, aici azi porcările astea și nici nu mi-am dat ăsta jos. Uai, dar aici a fost nașpa. Uite cum te-o. Libertate, tata. Aia zic, 1000 power. Atâta timp de pauză, de neieșit, poate pe un traseu din ăsta e bine primit, tată, libertate totală. Dă efectiv reset la tot. Nu mai știu cum să o iau, dar... mergem pe aici și ieșim, a, gata. Mergem pe aici și ieșim pe aici, prin dreapta, pe undeva. Opa.
cumpăr dacă mi-am luat ATV-ul X sau Y? În primul rând, clar, scut și fără LED pare, nu știu, nu știu ce v-ați face fără LED, pare la un ATV că e groază, e așa. Un proiector, 2, 3, câte doriți voi, cât vă ține portofelul. Acolo ce mai doriți, la distanțiere, un alta. Asta depinde de fiecare cum vrea să și facă. Eu de pildă mi-am pus proiectoare, scut, doar că nu. Astea sunt cele mai importante, cam scutul și cam proiectoarele, că fără proiectoare seara în pădure nu știu ce v-ați face. Ăștia și încercați să fac mâncarea aia, că adică nu, nu că vreau să o fac, dar să o încerc așa, cam cât de mult ar trebui să dai pe ea. Că așa nu mi se pare foarte abruptă. A, da, ui, ui. Ia, căprițele! A, da, e mare, mare, tata. Nu o fac, doar vreau să o... Măricică și fără băieți pe aici, nu mă pot băga la fel ceva.
frate, cum o pus sârmă. Mă întorc că aici e multă sârmă și... să mă duc acasă fără cap. Omul și-a pus sârmă, am văzut o bucată de sârmă, eu nu mă duc pe acolo, no. Am auzit destule povești adevărate, încât să mă învăț minte din greșelile altora, așa că mare grijă. Și n-am nici cu ce să dau, că n-am trusa de scule la mine.
casete. N-aveți nevoie de mai mult, adică majoritatea își cumpără ATV-uri bombă sau începător direct cu 1000. Nu prea am auzit cazul să nu se răstoarne sau să nu-l de, eu știu, pe o parte sau să-l de peste cap sau într-o parte general. Nu știu, nu prea am auzit cazuri. De-aia vă zic, luați-vă unul mai micuț de început, vă duceți pe acolo, prindeți curaj, vă învățați cu el și după aia, mai zic și eu, poate treceți la un 850 modificat, de toate, chip pe el, de toate, tobă, sau la un 1000, atât dacă la 1000 nu se prea bagă lumea la modificat, că deja e și motor mare și nu știu cât ar fi de ok, dar nu zic nu, nu zic nu. Asta aș băga un chip. Aș băga ceva. Ar fi foarte fain. Ar trebui să reușesc să cobor pe aici, pe undeva. Da, da, pe aici.
dau casca jos. Aici și ciobanii cu ele. Cam complicat o să fie să nu plec de aici fără câini. Ce fain cântă, uite ce fain cântă. Hai că vă lau. Adică în coate să auziți ce fain. Viața la țară.